local personnel is were delegated to take part in this project as our representatives, and we are proud to have them among the ones that participated in the project. După cum a precizat și domnul președinte, acest proiect se referă strict la unitate și diversitate în aceste condiții în Uniunea Europeană. Nu aș vrea să... Mulțumesc! Nu aș vrea să mențin prea mult. O să-i dau cuvântul domnului Michel Derdevei, președintele Maison de l'Europe, cei care sunt principalii promotori ai acestui proiect și mulțumim că au venit aici, că le suntem parteneri. As mentioned by our president, this project is indeed about unity and diversity. And without further ado, we would invite our special guest, who actually is the initiator of this project, to take it from here. Merci, merci beaucoup, mesdames, messieurs, monsieur le président. Messieurs le professeur, messieurs et mesdames le professeur, chers amis. Je tenais au nom de tous les amis de la Maison de l'Europe de Paris qui sont là, toute l'équipe aussi de Cuba, Portugal, nos deux amis qui sont là, vous remercier de votre accueil à Macao aujourd'hui. Vreau să vă mulțumesc în numele tuturor reprezentanților noștri de la Maison de Paris, practic Eurodirect Paris și al partenerilor noștri, prietenilor noștri din Cuba și din Portugalia. Vreau să vă mulțumim în numele nostru pentru primirea călătoriei de care ați făcut-o. Alors ce projet, il est né avant la période de Covid qui nous a tous enfermés chez nous, dans nos demeures. Mais il est, malgré ce, il a survécu aux deux années de Covid et il est symbolique à au moins deux points de vue. Acest proiect s-a născut practic înainte a perioadei celor pandemiei de Covid și a supraviețuit pe parcursul celor doi ani și este simbolic cel puțin de două puncte de vedere. Premier symbole, c'est que Bacao, votre président, et l'ensemble des enseignants qui sont ici, est une ville européenne. Vous avez un engagement européen qui se traduit non pas uniquement dans les activités économiques de Bacao, mais aussi dans le domaine des valeurs. En premier lieu, parce que Bacao est un village européen. Și acestea se întâmplă nu numai datorită activităților economice, ci și datorită activităților culturale. Et justement, l'Europe aujourd'hui, il y a deux actualités qu'on doit avoir tous en tête, que M. le Président l'a tout à l'heure. L'Europe, c'est plus que jamais un espace de paix et de solidarité. În prezent, Europa este mai înainte de toate un spațiu al păcii și al solidarității. Alors je ne sais pas si le titre Happy EU, on l'aurait en 2022 choisi comme on l'a choisi en 2020. L'actualité de l'Europe, elle n'est pas Happy, mais jaune. Titlul pe care l-am ales în 2019, practic este la fel de actual și astăzi ce vreau să facem. J'aurais envie de vous dire que quand on regarde l'histoire européenne, je suis engagé pour la cause européenne depuis presque 40 ans, l'Europe s'est construite sur la paix. Et la paix, ça reste aujourd'hui encore une priorité pour nous tous européens, quel que soit le pays. Quand il y a 40 ans, on est engagé sur cette ligne européenne, l'Europe était un espace de coaching. Et le deuxième symbole que je vois quand je regarde les visages des femmes et des hommes de tous les pays qui sont sur les tableaux, c'est un visage de joie et de diversité. Vous avez sur les portraits qu'il y a dans cette salle des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes,
des personnes qui ont des métiers différents, mais toutes rayonnent par leur bonheur de vivre. Adela simbol care vreau să aduc în atenție este cel care transpare din fețele tuturor femeilor și bărbaților reprezentați în aceste portrete, indiferent de vârstă, indiferent de meserie, de gen, femei, bărbați, toți transmit această bucurie, radiază această bucurie. Et ce que nous avons voulu montrer à travers cette exposition, c'est le fait que quel que soit le pays concerné, qu'on soit espagnol, qu'on soit portugais, qu'on soit allemand, qu'on soit roumain, qu'on soit français, on est unis dans cette diversité. Et cette diversité, c'est le fond du message européen. Le message que nous avons voulu transmettre, c'est que, indifférent, si nous sommes espagnols, portugais, germans, français ou romains, nous sommes unis. Et donc, face à cette diversité, je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure avec M. le Président, il faut toujours encore prôner une Europe qui est une Europe de la tolérance, une Europe de la diversité, c'est bien le mot, mais aussi une Europe de l'écoute des différences, et non pas de l'intolérance. Et on voit que dans beaucoup de nos pays européens, malheureusement, des discours d'intolérance refont surface aujourd'hui. Et c'est contre ces discours qu'on voit qu'on veut se battre. Ce qui est să primim într-o Europa a toleranței, ciuda diversității, să primim într-o Europa a toleranței, nu împotriva una care să primeze intoleranța și vedem în jurul nostru chiar și astăzi aceste discursuri care îndeamnă spre astfel de. Et alors mon dernier mot, parce qu'il ne faut pas être trop long quand on fait des discours, je dis ça pour les jeunes, c'est que j'espère que tous ceux qui ont aujourd'hui entre, allez, on va dire 10-15 ans qui sont avec nous, ils pourront dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, faire passer les mêmes messages comme c'est passé aujourd'hui avec M. le Président, cette Europe tolérante, diverse et unie à travers les visages de celles et de ceux qui les incarnent. Ca tinerii 10-15 ani care sunt astăzi prezenți la acest vernisaj, peste 10-20 de ani, practic să poartă aceste mesaje ale Europei tolerante, Europa unității, diversității și acestea sunt mesajele pe care fiecare tine am înțeles. Merci acolo! Share the same values
actually symbolically represented through the project, through these portraits that were produced during the project. At the time we started it, we knew nothing that there would be this pandemic and what would happen. Exact. Am ales deci atunci aceste cinci țări să le reprezentăm și ne-am gândit ce am putea face împreună. Am ajuns la ideea că o expoziție ar fi interesantă. Ursula Serafon, directoare de la Casa Europeană din Paris, a avut ideea să facem această expoziție pe care am numit-o deci Happy Youth Day quelque part en Europe, deci născuți undeva în Europa. The idea of having this project and exhibition actually belonged to Mrs. Ursula, who and together we thought that a good name for this project would be born somewhere, if we translate it literally, it's born somewhere in Europe, but the title we have not adapted is Happy EU, and this is what we are going to present to you guys. Am reușit să facem deci acest parteneriat cu cinci țări diferite, noi fiind coordonatorii din Paris, având ca și partener orașul de lângă Paris, Vincennes, care e un oraș extraordinar, din Cuba, dar nu Cuba pe care o credem noi, ci în Alentejo, în Portugalia, avem partenerii noștri aici prezenți care ne-au făcut cinci portrete extraordinare de alți, cinci personalități angajate pentru Uniunea Europeană. We established a partnership with five countries and the city that is close to Paris, we have here among our partners from Cuba, but not really Cuba, actually from Setin in Portugal, our partners who facilitated five of the portraits, personalities that are represented in this exhibition. Deci, Vincennes, Cuba, Alentejo, Portugal, Cáceres, de Spania, une ville extraordinaire également, une ville médiévale, qui était avec nous, qui sont avec nous dans le projet quand j'ai commencé à parler en français. Originally from Romania or somebody from
in everything that concerns the European Union and actually promoting the European Union. Și deci fiecare aceste cinci portrete ne pun în valoare cetățenia europeană și faptul că dincolo de frontiere suntem toți uniți în diversitate și ajungem la acest al cincilea partener BACău. Vă mulțumim încă o dată că ne primiți astăzi așa de frumos cu cele cinci portrete care sunt prezente cu noi astăzi și pe care invităm să ni se alăture dacă sunteți de acord pentru o mică prezentare poate individuală. And this is how we get to our fifth partner, last not least. With five projects that we have from Romania, from the Department of BACău, and we welcome actually the protagonist of these five partners, maybe for a more detailed presentation. Doamnelor și domnilor, o să îndrăznesc să vă rog să vă scuzați că nu știu să salut în toate limbile participanților, dar am ales doar trei limbi pe care le stăpânesc destul de binișor. Limba română, bună ziua! Limba franceză, bonjour! Și limba mea maternă, limba românii, odies tumență. Ai odies lanșo. Adică ziua dumneavoastră să fie bună. Please excuse me for not speaking. Vă mulțumesc că ați avut ceea ce le trebuie. Not speaking the foreign languages that are used, but I do speak three languages and you heard our special guest actually welcoming you in the three languages that he best knows, that is Romanian, French and Roman. De-a lungul vieții mele am vrut să demonstrez întregii țări, întregii omeniri din România, că noi romii suntem parteneri pentru dezvoltarea unei țări frumoase, unei țări valoroase în educație și în tot ce facem noi în România. Okay, along my life, I have always wanted to prove to everybody in Romania, maybe not only in Romania, that Roma population that I'm representing wants to contribute to having a more beautiful country, more beautiful Romania, especially when it comes to the fields of education and the one of culture. Vă rog să mă credeți că sunt mândru că sunt român, sunt mândru că sunt etnic rom și acum mai nou sunt mândru că sunt cetățean european cu drepturi de plin. Well, trust me that I am really proud to be Romanian, to be a representative of the Roma population and now that I also member a European citizen. Când poporul rom, că este un popor, a plecat din India ca popor migrator, a fost primit de toate meridianele lumii cu foarte multă bucurie și eleganță, ca drept dovadă că eu, Năstase Angel, sunt un om care am adus contribuția mea minimă, ce-i drept, la binele acestei țări. Și chiar în ultimul rând, vă rog să mă credeți că m-am preocupat de educația nu numai a copiilor de etnie română, dar cu preponderență și a copiilor de etnie română. Oriunde vă duceți în lume, e posibil să existe sintagma romi. Nu este o opțiune adevărată. Noi reprezentăm o etnie inteligentă, o etnie normală, o etnie cu multe calități. Ca drept dovadă, sunt foarte multele personalități ale etniei romi care au reprezentat România peste tot în lume. Și ca să fiu modest, chiar nepoții mei și frații mei au reprezentat România la diferite festivaluri de muzică populară românească. Deci aplauze pentru frații mei!
special part from what Mr. Anastasi said last hour. We, the Roma people, have spread for the whole world. I can say that wherever you go in the world, you may have a chance of meeting people that belong to these people, this community, that are actually proud representatives of it, because we are intelligent, have our values, and we really want what is best for Romania and not only for all people, but also for Romania in the world. I can say for myself that I am proud that even my own family, my sons and grandsons, proudly represented Romania at festivals for the world. I think that this is what you are looking for. Și ca să închei într-un gen optimist, promit tuturor participanților, inclusiv reprezentanților din țările europene, că eu, Anastase, cât voi trăi pe pământul acesta, vă voi lupta să introduc în rândul civilizației rome educația la rang superior. Și dacă vreodată o să mai văd că vreun etnic de-a meu deranjează pe europeni, deranjează pe români, vă dau cuvântul meu de onoare că voi face tot ce e posibil să-i aduc de urechi la educație. Să vă dea Dumnezeu sănătate! He will continue to fight for bringing education within his community, among his ethnics, to the highest level. And the promise actually was that whenever somebody that he knows of will have the same attitude that is upsetting other citizens, especially European citizens, he will be the ones that will bring them to that place where to show that he is educated. And last but not least, his wish to all of us was that God bless us. Bună ziua! În primul rând, mulțumesc de invitații pentru astăzi și mulțumesc că m-ați ales pentru acest proiect. Hello, and thank you for this invitation and for choosing me to be a part of this project. Astăzi vedem, într-adevăr, diversitate de sunitate. We can see today unity in diversity. Și vedem foarte, foarte clar că în Uniunea Europeană se întâmplă lucrurile foarte, foarte frumoase. And we can see that in the European Union there happen very beautiful things. Sunt niște valori la care trebuie să fim foarte atenți, pentru că sunt tot felul de curenți care încearcă să lovesc în această unitate și diversitate. These are values that we have to be very attentive to, be very cautious about, because we can see that there are the ones that are trying actually to attack these values, to reverse these values. Eu când m-am mutat în 1995 în România, în Bacău, when I moved to Bacău in 1995, România nu era în Uniunea Europeană. Romania was not a part of the EU. Așa că am asistat la procesul de intrare a României în Uniunea Europeană. So I was a witness to Romania joining the EU. Și sunt foarte happy. Eu fac parte din familia europeană și valoarele care îi împărțim. And I am really happy to be a member of the European Union, and I am proud of the values that we share. Mulțumesc! Și eu mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră astăzi și să fiu parte de acest proiect. I am also happy to be here with you today and to be a part of this project. Am avut oportunitatea să
se locuiesc în multe țări, în America de Nord, în America de Sud și în multe țări în Europa. I have had the opportunity of living in several countries, in North America, South America, and from several countries in Europe. Și un lucru care am învățat este că, deși există diferențe în cultură, în exprimare, în fundul nostru suntem toți la fel. And what I learned is that despite all the differences in terms of culture, languages, deep inside we are all the same. Da, toți avem nevoie de dragoste, toți avem nevoie să fim respectați, să fim acceptați și, în schimb, să respectăm și să acceptăm pe alții. We all need to be accepted, to be loved, and at the same time we also need to accept and love the others. Accept, respect and love the others. M-am mutat aici în România în 1996. Am văzut multe schimbări aici în țară. I moved to Romania in 1996 and I have witnessed many changes in this country, in our country. Schimbări bine, foarte multe. Most of many changes for the better. Dar nu numai. Not only. Da, și e foarte important, în părerea mea, cât ne dezvoltăm în punct de vedere economic și social, să nu pierdem valoarele care, fundamentale care ne leagă ca oameni. It is very important while developing ourselves economically and socially not to forget the values that actually connect us, that unite us as humans. Am avut bucurie să găsesc scop pentru copii aici în județul Bacău. I had the joy of finding a purpose, a life purpose in working with children here in Bacău. Schimba total situația materială a vieții, dar încercăm cu tot ce putem să transmitem lor valori esențiale, care sunt valori comune care avem toți în orice țară. We cannot totally change their life, socially speaking, but we can try to transmit them these fundamental values that we share, these life values that we share. Cel mai important fiind că toți avem responsabilitate să ne iubim unii pe alții. And the most important one is that we all have the responsibility of loving one another. Mulțumesc frumos. Thank you. Mă numesc Vasile Agop, sunt președintele Uniunii Armenilor din România și Bursau Bacău. Reprezint armenii din municipiul Bacău. Mulțumesc că am fost desemnat ca să particip la acest proiect atât de deosebit. Le doresc și urez bun venit invitațiilor care au fost implicați în acest proiect. Mulțumesc Consiliului Județean pentru că ne-au ales ca să fim parteneri în acest proiect. Uniunea Armenilor din România s-a înființat în anul 1990. La ora actuală are 17 sucursale în România. La Bacău m-am ocupat de promovarea culturii și tradițiilor poporului armean. Am organizat diverse manifestări cultural-educaționale sub egida autorităților locale. Armenia, okay, well, Mr. Agop is, first of all, thanking the organizers for making him a part of this project. He is a representative of the Armenian, the Union of Armenians in Romania, the subsidy of Bacău. This association has got 17 sucursale.
17 subsidies throughout Romania. He has personally been in charge with cultural projects and the ones that were meant to promote this ethnic group in our country. Armenii au venit în România de acum 2000 de ani, au venit pe drumul mătăsii ca și comercianți, degustori, după cum știe toată lumea. Deci s-au oprit la Lvov, după care au coborât în țările Moldave. Primii armeni care au venit în Moldova s-au stabilit la cetatea Albă, după care au venit la Botoșani, unde se află cea mai veche biserică armenească construită la anul 1351, cea mai veche biserică armenească din Europa. De-a lungul de istorie. The Armenians have come to our country 2000 years ago when they settled in the Moldavian countries. One of the landmarks that remained from the first settlers is the Armenian church from Botoşan. Yeah, it's history. Armenii s-au implicat în viața socială a României, au contribuit la dezvoltarea României și au avut multe personalități, printre care vreau să desemnez doar câteva. Este vorba de Ana Aslan, care a fost a dezvoltat Institutul de Geriatrie din România și care este cunoscută pe plan internațional. The Armenians have been involved in the social and socio-economic and cultural life of our country, and this community has given some great personalities, among which Mr. Agop has reminded Ana Aslan, the founder of the Institute of Geriatrics in Bucharest, who is known worldwide. În Bacău, armenii s-au așezat la anul 1600, au fost primiți cu drag de către comunitatea bacăuană, au ridicat o biserică care, din păcate, a fost demolată în anul 1977 de autoritățile vreme. The Armenians have settled actually in Bacău region in the 1600s. And they had raised the church that unfortunately was demolished in 1977 by the communist authorities. And they were welcomed, they were warmly welcomed by the local population. Pe locul unde a funcționat Biserica Armană din Bacău, am așezat un hacikar, este o cruce de piatră dărâmită de orașul Hrazdan din Armenia, înfrățit cu orașul Bacău. At the place where the church used to rise, there was raised a stone church that was donated by a town in Armenia that is a partner with our town. La ora actuală, Uniunea Armenilor din România are un sediu foarte bine așezat într-o zonă frumoasă a Bacăului. De acolo ne desfășurăm toate activitățile noastre legate de cultura și tradițiile poporului. At present, our subsidiary, our association, has some headquarters in an area of the beautiful area of our town, where from we perform, we develop our activities. Armenii se află în toată lumea, în toată Europa. Armenii sunt buni cetățeni ai țărilor care i-au primit după genocidul de la 1915. Și la ora actuală, armenii
au o mare problemă în Nagorno-Karabah, unde trupele azere, în continuare, o mare etnicii arme de acolo. The Armenians have spread throughout the whole world, and they are good citizens to each of the countries in which they are living and where they settled after the genocide in 1915. At present, they do have a very serious problem in the region of Nagorno-Karabakh, where the Azeris are fighting and just submitting them to bad treatments. Suntem împotriva acestor agresiuni, vrem să fie pace. Iar noi armenii din România dorim să, în continuare, să colaborăm cu majoritarii, adică cu românii, și să avem o viață frumoasă și plină de bucurii. We are against this aggression, and we Iranians definitely want to live in peace with the majority population that is Romanian and have a good life together. Vă mulțumim pentru urmărire, pentru că ne-ați desemnat să fim parteneri în acest proiect deosebit de frumos și, în continuare, o să avem deschidere pentru multe evenimente la care vom fi invitați. Vă mulțumesc! Thank you again for inviting us to be part of this project, and we are open to any other initiatives in which we could participate. Bună ziua! Mă numesc Florin Florin, sunt secretarul Comunității Evreilor din Bacău. Mulțumim Uniunii Europene, mulțumim Consiliului Județean, organizatorilor acestui eveniment, pentru invitația de a participa la acest proiect. The representative of the Jewish community in Bacău expresses his thanks to the European Union, to Bacău County Council, and the organizers of this event for having them as members, as participants of this project. Tema expoziției Uniunea Europeană și Universalitatea Uniunii Europene și a locuitorilor universale este, din punct de vedere al poporului evreu, cea mai elocventă imagine a evreilor de în cursul timpului. The topic chosen for this exhibition is definitely emblematic of the Jewish population, notably in the universality of the European Union. It definitely represents the Jewish population a long time. Poporul evreu a fost în general, întotdeauna, popor universal, de acum 2500 de ani, pe teritoriul Europei actuale s-au instalat evreii. Odată cu al doua cădere a Ierusalimului, evreii au fost împrăștiați în Europa, au fost aduși de romani în Italia, au fost aduși în Spania, au format legiuni romane. Referitor la Uniunea Europeană, trebuie să nu uităm că Maurice Schumann, cel care a fost cofondatorul Uniunii Europene, a fost evreu. Cel mai celebru evreu de pe planetă este Moise, autorul Bibliei, care este cea mai tradusă și cea mai tipărită carte din lume. Al doilea om, după Moise, putem să o poti pe Albert Einstein, cel mai mare fizician al lumii. În Moldova și în România, evreii sunt prezenți, începând de la secolul 3-4,
Și amintim că pe vremea lui Ștefan cel Mare acesta a avut un medic evreu, iar în parcă cea mai veche piatră funerară atestă prezența evreilor de la 1703. Okay, we have our history starting 2,500 years ago when the Jews started settling in Europe, that the three personalities that we heard here mentioned in the order that I remember, Robert Schuman, one of the founders of the European Union, followed by Moses, the first of the Bible that is the most translated and printed book and document in the whole world, and thirdly Albert Einstein, the great physicist. In Bakau, the Jews settled starting with the 3rd and 4th centuries, and there is a funeral stone that is raised in one of the places. Ați văzut chiar care este numărul? 1703. Unde era plasată? Actualmente se află, deci este scoasă de la vechiul cimitir pe care îl aveam pe Bacău și este la Muzeul Federației Comunităților Evreiești din București. Ok, well, there is such a stone that certifies to the first Jewish settlers in Bacău, and that is not located in Bacău, but in a museum in Bucharest. Pe plan european, să nu uităm că evreii au avut o mulțime de personalități. Miniștri, prin miniștri, de exemplu, israelii a fost primul ministru al Angliei. De asemenea, în vară, pe plan european, dacă excludem al doilea război mondial, evreii au fost implicați în toată activitatea social-economică a Europei. În Bacău, pe plan local, marile industrie din Bacău au fost generate de evrei, fabrica de pielărie și încălțăminte, construită de Fieldman, fosta fabrică metalurgică care a fost construită de un evreu, și alte activități pe care aceștia suntem evrei din Bacău și din România, sunt integrați pe deplin în activitate, în societatea românească, respectă legile și de asemenea își manifestat atașamentul față de România. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitația de a participa la această acest proiect și vă urăm o zi numai bună. Brought by Jewish personalities at European level. In Bacău, the largest industries were actually settled by with the contribution of Jewish industrialists, and there were some of them mentioned in the field of footwear, and also the idea that was enhanced is that the Jewish are fully integrated in their communities where they are living in Bacău, in Romania, and they definitely contribute to the welfare of our country and of the European Union. Thank you for. Vă mulțumim că ați ilustrat aceste comunități diferite și vă mulțumim că ați acceptat să participați la acest proiect. Așa cum avem aceste 5 portrete prezente în fața dumneavoastră astăzi, așa o să le prezentăm și celelalte țări partenere. Cei doi hostiți
José Antonio, care sunt cu noi, ne vor primi în Cuba, în Portugalia, în curând, o să mergem și în casele, sunt mult, să facem genul ăsta de vernisaje și am făcut deja în Vincennes, pe 9 mai anul trecut, acolo s-a deschis practic proiectul mai exact. Ok, so let's just start from the moment that the launching of this exhibition on the 9th of May last year was in Vincennes, and this is actually a tour that continues with our town and the projects from our town, and then move to Cuba, Portugal, to Spain, to all the countries where from these projects are coming. Dacă ideea generală a proiectului a fost implicarea aceasta în diversitate, cuvântul cel mai important după cred că e angajamentul, pentru că am vrut să punem în valoare portretele persoanelor care sunt angajate în aceste țări, așa cum ne-a să sunteți angajați pentru comunitatea noastră, și alte persoane sunt angajate în domeniul medical, al educației, al transportului și așa mai departe. If the main idea that we wanted, the main message that we wanted to transmit is this one of unity and diversity, another key word is that of engagement, because each of the personalities that are involved in this project are deeply engaged in their communities in as many fields as medicine, education, culture and others. Și dacă angajamentul este cuvântul cheie, vreau să mulțumesc doamnei Otilia, cu care proiectul a început la origine, și Ramonei pentru angajamentul lor, pe care le rugăm să vină aproape. In this project at the initial stage, and these are this is Otilia, this is Ramona from the Bacău City Council. Și tuturor persoanelor care sunt implicate în acest proiect, evident al dumneavoastră, pentru că ați venit astăzi cu noi, al domnului președinte și a județului Bacău, pentru că ne-ați primit cu așa multă dragoste, aș spune, dacă tot vorbeam de cuvântul acesta, de implicare și de deschidere. Vă mulțumim foarte mult! Ok, thanks are also all of you who are present here, the colleagues from the City Council who participated in this project, to the President of the City Council, and also to Bacău County as a whole, and especially for this very warm and welcome and for all the love that you showed to your guests. Mulțumesc, Monica, mulțumesc tuturor participanților. Îmi revine mie onoarea să închid acest vernisaj, bineînțeles că de mult să ne mai ajutăm să mai discutăm între noi. Trebuie să recunosc că, ascultând pe cei care au vorbit înaintea mea, văd că acest proiect are o utilitate practică. Într-adevăr, ce am ascultat aici a arătat, pe de-o parte, că noi ca români, noi ca cetățeni europeni, noi ca băcăvani, suntem primitori, suntem toleranți și facem de așa natură încât toți cei care se stabilesc la noi să se simtă ca și acasă, respectându-le identitatea, cultura și, nu în ultimul rând, ajutând și dânsii ne ajută pe noi să participe la viața socială, economică, atât a județului, cât și a țării. Am reținut un lucru extrem de important, cred, și cred că asta poate fi așa ca o concluzie, indiferent de ce limbă vorbim, indiferent de ce identitate culturală avem, noi suntem toți la fel. Tocmai aceste diferențe eventuale care pot apărea trebuie să dispară. Bacău, eminamente, este un loc în care s-au întâlnit mai multe identități culturale. Asta dovedește acest proiect. Și cred că cu ajutorul reprezentanților noștri, împreună cu județul, împreună cu cei care participă,
la viața culturală, economică, socială, putem arăta că suntem cu adevărat sub aceeași umbrelă, umbrela europeană. Mulțumesc pentru implicare, aș vrea să zic în românește, Casa Europeană? Da. Așa, foarte bine, Casa Europeană. Într-adevăr, extrem de inimoși, ingenioși și care au reușit să ne atingă undeva într-o zonă extrem de sensibilă, în suflet. Mai ales în această perioadă greu încercată, atât de pandemie care ne-a izolat, cât și de război care ne-a divizat. Înceapă, bineînțeles. Uite, astăzi proiectul arată că nu se întâmplă acest lucru. Eu vă doresc să vă simțiți în Bacău ca acasă, ca întotdeauna ca acasă, și vă doresc, în primul rând, ca ceea ce v-ați propus, indiferent din ce zonă provine, să se îndeplinească. Și vă asigur de toată toleranța, înțelegerea și disponibilitatea ca noi, ca și județ, să fim cei care creăm condițiile ca dumneavoastră să nu vedeți o diferență, că trăiți în altă parte. Vă mulțumesc tuturor și, nu în ultimul rând, celor care au venit de departe să vadă județul Bacău. Mulțumesc! Dacă mai aveți alte întrebări pentru reprezentanții, mai plăcere. O zi bună!